Hai să vă invit într-un exercițiu de imaginație. Cum ar fi să stați 5 luni pe an în Republica Dominicană? Mă gândesc și eu cum ar fi. N-aș avea mazărea cu pui de acasă. N-aș avea ciorba cu borș de la mama. Nu, e un sacrificiu pe care n-aș putea să-l fac, e clar. Dar tot sunt curios, așa că am decis să vorbesc cu cineva care a trăit această experiență și vorbim acum cu Dan Pavel, prezentatorul Survivor România, care a venit în vizită împreună cu frumoasa lui iubită Ana. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Salutare, dragilor! Am plecat de la voi, practic, dar ne-am întors la voi. Adică, bronzați, frumoși! Da, eu știu. Da, mă rog, eu nu sunt foarte bronzată pentru că asta mai mult în casă și mi-am făcut treaba. Da. Dar Da. Cum este acasă după atâtea luni în junglă? Cumva încă nu ne-am revenit cu fusul orar și încercăm să ne adaptăm, dar este atât de bine să-ți vezi familia, părinții, frații, în cazul lui Daniel și în curând fiul. Da, băiatul, trebuie să ajung la Viena să-l văd pe al meu fecior. A făcut 18 ani când eram acolo, a fost la balul de absolvire, îmbrăcat în costum prima dată. Mulțumesc în ianuarie. Ați văzut poze? Am cerut videouri în aprilie, a fost povestea și acum a luat nota 1 la germană. În sistemul german, number one boss, este cea mai mare notă din sistemul. El studiază la liceu francez. Da, sistemul e cu 1, de la 1 la 5, e bine. E de bine. Și 19 din 20 la franceză, bacul la franceză. Bravo. E bine. Atât vreau să zic, a făcut 18 ani, nu știu dacă ți mai zici fecior, că nu știu dacă îi place. Știi cum? Deci am niște imagini dimineață, mă uitam și ieri și azi, mă uitam pe niște imagini cu el, cu Zuluf, și așa. Am o nostalgie. Cum e când te întorci? Pentru noi, timpul a înghețat. Noi ne gândim de ce nu e zăpadă afară. Da, un ciclu ratat, într-adevăr. Și cam așa e și în viața călătorului, că am fost un călător toată viața. Adică eu încă-l văd acolo. Fecior. Așa o să-l și vedem toată viața. Tocmai ți-ai zis tata că ești fecior la televizor. De cât timp l-ai văzut? De 6 luni. Plecați împreună la Viena? Da. De data asta nu, pentru că am o puțină treabă aici și... Da, și o să merg eu 2 zile, mă întorc săptămâna viitoare, pentru că pregătesc o poveste interesantă, apropo de poveste, Saga, festivalul Saga, o să fiu MC-ul acestui festival, acceptat această... Să te și pe Instagram, felicită muzica acolo și... Crazy Challenge! Și în avion, ne vedem sâmbătă seară, sigur. Da, deci o să fiu la... Deci în avion. Ana, tu te știi cu feciorul? Da, cum să nu? Doamne, Antonio este cel mai minunat, să zicem, adolescent spre adult, pe care l-am cunoscut. Vă înțelegeți bine? Da, este extrem de inteligent. Suntem aproape, este din ianuarie amândoi, el Capricorn, eu vărsător, dar suntem foarte, foarte, foarte asemănători. Da, cum spune în Ardeal, pe aceeași minte sunteți. Da, pe aceeași minte, chiar și la jocuri, cum ar fi Dixit, batem pe toată lumea, suntem în clasamentul locului. Se înțeleg, este extraordinar. De obicei câștigă el. Ce tare că vă jucați. Board games, de-astea. Chiar și seara de Crăciun am... În noaptea de anul nou, am avut frumoasa ocazie să fiu și eu în programul de Revelion, am cântat cu Jojo, am avut o chestie cu pirații, cu dans. A văzut filmul, l-am dus acasă că era venit aici și apoi la aeroport. Noi am plecat în noaptea de anul nou. Dominicană. Ți-e dor să mai joci și tu ceva după atâta timp în junglă, dar toată lumea e curioasă, Dan, cum arată pentru tine o zi în jungla dominicană, când ai de prezentat. În mare sunt trei zone unde declinăm. În junglă, efectiv, da? Pe râul care trece pe acolo prin junglă, avem pe mare sau avem în poienițele alea pline cu nisip. Nisipul fiind dominican, că am consacrat această expresie. Frate, dar e chiar fin. Adică NFD-ul. Nisipul fiind dominican. Și începem de dimineață. Eu vreau să intru întotdeauna în starea asta. Alimentație puțină. Primele săptămâni reduc foarte mult, până la zile de fasting de ăsta. Ca să încerc să înțeleg mindset-ul. Da. Oricum, ar fi și ciudat să vedeți un domnul Dan... Rotofei? Tocmai am mâncat niște cartofi prăjiți. Da, și e modul în care la un moment dat se oglindește foamea în ochii lor. E atât de dură, pentru că show-ul este, mai spun o dată, real, ăla e foarte adevărat. Și foarte să fii aproape de ei. Și vreau să fiu aproape de ei, alerg dimineață sau un exercițiu, dar nu foarte workout așa cum îl înțelegem noi, pentru că ăsta te drains you, te scoate din ring. Și încep, suntem pe set destul de dimineață, adică să fim ideal când soarele sunt probleme, operatorii fac magia acolo, că arde lumina foarte puternic, reglajele, lavalierele, totul... Și tot
totuși comport, se vede perfect de fiecare dată. Ana mi-a adus un cadou din Republica Dominicană. Ți l-am adus cu tot dragul pentru că sunt convins că stă foarte bine cu pălării. Da, foarte chic. Ești superbă. Ajung în Dominicană. Ana, tu ai fost acolo în toată perioada asta? Nu, am fost la început 2 luni, pauză 1 lună, am avut puțină treabă aici, m-am ocupat și de garderoba lui Daniela, m-am întors cu un geamantan în plus acolo. Am chestii de la am adus pe Da, și am rămas până la final ulterior, deci încă 2 luni, am stat 4 din 5. Ce făceai acolo cât timp Dan era pe platourile de filmare, ca să aveam două tipuri de activități, ori mergeam cu el când știam că e ceva mai interesant și eram curioasă, ori eu stăteam acasă și îmi făceam treaba pe partea de avocatură și pe partea de de social media. Am auzit ceva interesant și dacă tot vă avem aici, aș adresa întrebarea asta. V-ați făcut tatuaje identice? Așa am auzit. Primul al Anei, al multele al meu. Primul al meu și nu știu câtele. E ca la iceberg. Da, am făcut un dublu infinit. A fost o... Chiar în Dominicană le-am infinitul. Făcut. Da. În Dominicană avem acolo un băiat. Și am avut și încredere în el, pentru primul tatuaj. Am zis, uite-l pe băiatul ăsta, un rastafarian, un jamaican de ăsta. El e cel care va pune pe tine un semn like for life. A fost un gest frumos. Da, ai făcut un gest adică. Ai vrut să o pup sau ai vrut să ne arăți tatuaj? Nu. Și cercii mei sunt cu dublu infinit. Pentru mine seamănă foarte mult acest simbol. Da, dublu infinit, da. Da. Eu... What goes around comes around. Infinitul e, are multe decline. Da, tatuajul este un dublu infinit, unde este și cuvântul Lord. Și nu putem să-l arătăm. Credința Dumnezeu. Nu se poate arăta. E puțin cam sus pentru mine. Dar sunt poze cu. Ana, ziua ta te-a prins în Dominicană. Da. 26 ianuarie, frate. La mulți ani. Când am apucat să spunem. Mulțumesc. Cum ați petrecut? Ce ați făcut? O petrecere? A fost inedit. Să spun și de ce. Pentru că Daniel mi-a făcut unul dintre cadouri a fost faptul că i-a dus pe mine în Dominicană. Deci a fost minunat, adică a fost. Cred că cel mai frumos cadou. Am mers la o plajă și să luăm cina și când am ajuns acolo era familia mea, deci tu n-ai știut că ai știut absolut nimic. Ce frumos. Bravo, domnule. Aici sunt părinții. Eu am fost conspiratorul local, the local guy, știi, am fost. Dar a fost extraordinar pentru că bucuria întotdeauna e întreagă când îi ai și pe ai tăi, știi, ești cu iubitul, iubita, dar asta a fost chiar un moment. Și apoi am cinat, a fost chiar un decupaj, că eu o spun acolo de multe ori, seamănă carte poștală tropicală de vacanță, dar nu e, pentru noi nu e. Pentru câteva ore a fost. Și m-am bucurat că, pentru că Anuța a făcut acest gest extraordinar să fie cu mine acolo, am zis ok, let's pay. A fost un șir de cadouri de, de surprize pe care mi le-a făcut. Da, au mai fost. Locații, cine am fost răsfățat. Bun, acum v-ați întors. Și sunteți minunați așa împreună. Și o să tot cotrăbăiți țara. Ce planuri aveți acum în România? În primul rând avem de finalizat niște proiecte profesionale până prin iulie. Când Daniel pleacă în vacanță cu Antonio. O să plec cu fiii într-o insulă grecească să explorăm acum. Ce frumos, doar voi doi tată-fiu, ce frumos. Da. Și cu mama băiatului, dar e, noi suntem the action people, action Jackson. Frumos. După aceea plecăm și noi într-o vacanță, profităm de vară, deși cred că vom alege ceva mai puțin exotic, pentru că suntem până aici. Cât exotic să duci? Maramureș și Voievodal. Vreau să ajungem la bunica în Alban, județul Alba, Munția Buseni, la bunicii din Maramureș. Deci rămâneți în țară. Da. Poate o Grecia, nu știu, vedem. Da. Dragilor, ne bucurăm tare mult să vă revedem. Mulțumesc mult pentru acest cadou. Mulțumim frumos și să ajung cât de curând în Dominicană. Și vedeți că și nisipul Finta Sosian e... Adică merge și în Tasos. E frumos, da. E și pământ românesc, așa că... A fost pământ românesc. Vă așteptăm la Saga până atunci. Da. Perfect, ne vedem acolo.